Eso es lo que yo quiero. Doamne Dumnezeule, ce aici? Cred că sunt peste 50.000 de dolari. N-am ținut atâția bani în viața mea în mână, doamne. Hai mă, tată, mă, că eu am ținut și mai mult de la prietenul meu. Băi, tu să taci din gură, că erau bani șmecherii sau furat sau cine știe ce. Băi, dacă așa ar fi stare, frate. Hai, chiar gata, terminați. Ia, acum hai, vreau să veniți cu idei și să-mi spuneți ce facem cu bani. Asta e important acum. Stai, Geta, îți spun așa, cinstit, eu, Tase Gologan, n-am furat un ban de la nimeni în viața mea, am fost cinstit și sărac, dar cinstit am. Hai mă, lasă-mă în pace, și asta cinstit! Ca soacră mea, ce să spun? Au bă, pe deasupra tu ai fost și prost, bă! Hai, scutește-mă, știi ce? Da. Hai, veniți cu idei, altceva. Geta, dacă ar fi după mine, să-i ține la saltea. Și luăm în fiecare săptămână câte 100 de dolari și ne cumpărăm mezeluri. Că nu știu că sunt foarte scumpe mezelurile. Păi asta înseamnă așa, 100 de dolari înseamnă 4 săptămâni, 400 de dolari pe săptămână, asta vine 400 ori 4, 4800 pe an, asta ne vine mai mult de 10 ani, ne ajunge să cumpărăm salam, ce? Da, mă, cât am putea să mâncăm salam? Da, ești ceva de speriat, acolo băgăm și noi bani într-o afacere, măi, mamă, investim. Da, uite, fata are dreptate. Azi, mamă. Așa facem, foarte bine, fetito. Știi ce facem? Cumpărăm o locuință. Aha. Și ce facem cu ea? O închiriem. Și cât avem pe lună? 200 de euro, închiriem cu 200 de euro. Este mai mult decât salariul tău care l-a dus tu acasă pe lună. Mă scuzați! Bună seara, Gologanilor, salut! Vreau să vă întreb, la voi se vede la televizor? La mine nici purici nu se mai văd. Păi, auzi, vre? Când ai plăti abonamentul, nu o să mai ai nici purici, să știi. Băi, se vede bine la voi. Înseamnă că la mine nu suntem la televizor. Auzi, Neuriciusul, ia vină preclăciu. Nu mai spune așa, Neuriciusul. Ai vrei că am glumit, ce ești așa de uricioși? Uite, iar mi-a spus, iar mi-a spus. Vrenea, păpică, nu te supără. Dai tu jos un pic, ia locul, vreau să te întreb ceva. Ia stai puțin aceea să zic ceva. Mulțumesc frumos. E cu anacetă, dar ce bine se vede la mata. Se vede, auzi, ce clar e și se vede și sigla. Și Neapopică, fii atent, vre, ce vreau. Alo, fii atent aici la mine, focalizează. Deci fii atent ce vreau să te întreb pe mata. Vrei să zicem așa cu presupusul, înțelegi, prin absurdul presupusului, că mata ai găsit niște bani. Bani? Da. Ce-i face, bre, cu ei? Coana Geta, eu ți-o spun. Eu cel mai fericit aș fi dacă aș găsi banii pitiți de nevastă-mea. Păi, dar nu-i găsit, un an de zile îi caut. Chiar m-am gândit să-l dresez pe Corcodel, pe chinezul, soacră-mea să-l caute. Îl știi? Poate îi găsește dacă îi caută. Nu, Dănea Păpică, nevastă-mea nu a întrebat bine. Reformulez întrebarea. Dacă, matale, să zicem, mergi pe stradă sau pe-n parc și găsești, să zicem, așa ipotetic, o sumă mai mare de bani. Sumă mai mare. Adică 50-60 de mii de dolari. Ia mai zi o dată. Ce ai face? Ce mai zi o dată? Cât? 50-60 de mii de dolari. Aoleu, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Păi nu mi-e bine că eu n-am găsit nimic. Asta zic, aoleu, păi dacă eu aș găsi cu anacita, bine că m-ai întrebat. Ați găsit omul potrivit, la locul potrivit. Păi ce ai face, vrezi? Auzi, acum spun. Deci cu banii, cât ai zis? 60 de mii. 50 de mii de dolari cu o parte. Mi-aș lua mezeluri. Ce ai văzut? Mezeluri, că ai văzut ce se scumpesc mezelurile astea? Și știi ce aș face, vecine? Aș mânca pe săturate. Da, eu. Dimineața, la prânz, seara și a doua zi. Și cu a doua parte din bani, că nu i-aș cheltui pe toți. Aș lua mezeluri. Nu tot mezeluri. Cu a doua parte din bani, ce? Mi-aș lua o casă și aș trăi ca Boierdașul din chirie. Na, vezi, ai văzut? Și cu a treia parte din bani, că nu i-aș cheltui pe toți. Ai zis o sumă ca lumea acolo. Ce ai face? Aș începe o afacere. Da? N-am eu norocul să găsesc atâția bani de unde. Și dacă tot n-am eu norocul să găsesc banii ăștia, mai bine îi duc la poliție. Poate eu fi pierdut vreuna mare. Dar ce bine se vede, poate a început să se vadă și la mine. Ia uite, și sigla.
Băi, Mariette, bă, auzi, urăciosul ăsta, să știi că e puțin cam sărit. Să știi. E bine de tot. Păi, da? E bine de tot, nenic. Doamne Dumnezeule. Ia uite. Dar ce plăcere să te uiți la atâția bani. Auzi, eu n-am avut așa plăcere nici când m-am măsurat. Ai bine simțit, ai înțeles? Auzi, mă, Geta. Ia. Dar dacă banii ăștia sunt falși? A, mă, da, să mă, cum să fie falși, mă, ce Dumnezeu? Păi, dar tu nu vezi că omul ăla a cumpărat salam? Și uite, salamul e bun. Ia, mama, lasă și tu. Da, ia, dă-mi da, coace la mine o hârtie de asta. Stai așa, mamă, că zic. A, păi ăștia nu sunt falși, măi, mămică. Ce zice, da? Mamă, de ce? Nu, că țin eu minte că mi-a zis prietenul meu odată că dacă au semnătura guvernatorului, uite, care o au, așa, pe ei, da, nu sunt falși. Da. Da. Ei, lasă-mă. Da, băgă-i acolo. Vezi, nu, dă-i coace, dă-i coace, dă-i coace. Da, așa e. Păi și atunci ce facem, mă, cu ei? Băi, Geto, uite ce zic eu. Eu zic să mergem să-i predăm la poliție, că ne vede el de sus și nu e bine să știu. Hai, bă, bai, lasă-mă în pace cu poliția ta! Nu merg nenică să-i predau la nicio poliție, să fie clar. A? Nu, păi ce vrei să-și împartă polițiștii aia între ei? Ce zici, bă? Ia mai lasă-mă în pace cu el de sus, al tău! Sanchi, te găsi acum, că ești mare credincios, care toată viața ta ai fost un comunist. Ateule, ce ești! Nu, nenică, nu. Vreau să renovăm toată casa, să o facem ca un palat. Zugrăvim, schimbăm toată tocăraia de la uși, luăm perdele, draperii, tot, să fie clar. Da, da. Nu mă interesează. Da, da, renovăm și ne mai rămân și bani pentru mâncare, să știi. Băi, ești, nu, tu chiar că ești obsedat definitiv, dar bine, la, de mâncare și de băutură. Sau bați toată ziua în burtă. Ia aici, uite, na, și mănâncă salamul care l-a găsit Pedro, să-i mulțumești lui Pedro, că din cauza cățelușului nostru, că l-a mirosit salamul, a găsit bănuții. Măi, bagă-n tine! Măi, mamă, mă, pe cuvântul meu, dacă nu mai înțeleg. Măi, să ajungeți voi să investiți atâția bani în perdele, păi nu-i păcat. Dacă i-aș da prietenului meu, iar înmulți rapid. Cum? Fii atentă! Ăștia 50.000 de dolari care sunt, da, împrumutați cu camătă timp de un an de zile și cu dobândă 100%, ori să ne readucă alți 50.000 de euro. Și noi o să-i ducem la poliție pe ăștia vechi și noi rămânem cu ea 50.000 noi. Da, de dolari? Da, normal. Da. E deșteaptă asta, mică. Da, da. Eu știam că o cheamă Kiki Gologan, nu Kiki Cămătar. Asumte banii, stai, eu sunt. Da, la mine nu se vede deloc. Și acum trebuie să înceapă emisiunea, dă-mi cu aceasta. Stai, dai, mă, dai puțin să... Mamă, cum se vede, pe doi, pe unde e? Auzi? Ăsta afla ceva și vrea să dea o spargere. Lasă pe mine. Nea, popică? Se vede bine bre la televizorul nostru? A, dar ce clar. Se nu, vede, dar vezi? Nu se aude, dar de văzut se vede. Da. Se aude bre, vezi unde da. Păi dacă ai apăsat pe mute, vezi că e pe mute. Auzi? Așa. Bine că mi-ai zis de mute, că acum mi-a venit o idee că trebuie să vă spun neapărat. Așa? Da. Ziceați o chestie din aur cu niște bani. Cât? 50.000 câte? Nu bre, am zis așa. Nu bre, da, noi am zis așa, adică estimativ dacă ar fi. Dar noi nu. Păi așa zic și eu, că bine zis, estimativ, dacă eu aș avea palma, adică în stânga, eu aș avea 50.000, altfel m-aș gândi. Deci în primul rând aș renova apartamentul. Dar ce să fac? Păi nevastă-mea, știi cum zice? Că de jumătate de an mă tot bate la cap, zice, băi, că așa zice mie, băi, dragule. Păi noi stăm aici ca într-o cocină de porci. Cu o parte din bani nu m-a răbdat sufletul să nu pun deoparte pentru mezel. Da. Și cu a treia parte, cea mai mare, așa? Dacă nu s-ar supăra el de sus, aș împrumuta cu camăt. Bună idee. Auzi, Neapăpică? Dă-mi puțin telecomanda, stai puțin. Dar dacă acum, cu ce primiți? Asta vreau să zic, mergi matale până acasă. Hai că noi avem puțină treabă, mergi un pic. Vrem să discutăm ceva. Păi viu eu și te chem când începe emisiunea favorită. Îți bat eu în țeavă! Păi dar se vede bine. Lasă că l-am șters de praf. Să lași ușa deschisă. Du-te bă la el, bă. Face afaceri pe banii noștri. Da. Du-te bădere la muncă, nu la întins mâna! Uite, bă, ce m-a enervat ăsta, băi, da, incredibil. Nu e, băi, Tase, băi, Chichi. Băi, oameni, bă, să știți că pe mine deja m-a apucat frica. Tase, fii atent ce spun eu aceea. Eu să știi că treaba asta cu Neapu Pică, eu cred că e un semn. Eu mă duc să predau banii la poliție. Mai, Geta, mă, stai, mă, puțin, mă, Geta. Acum când suntem și noi bogați, tu îți bagi joc de banii noștri? Așa e, hai, mă, mamă, nu te
duce? Adică odată în viață dă norocul peste tine și tu îl duci la poliție, zău așa. Nu, fata mamei. Că mai bine să fii sărac și cinstit decât bogat și cinstit. E mai simplu să știi. Ia uite cine vorbește, zicea de mine că am fost comunist. Dar acum tu ce ești? Ce ești acum? Și eu ce, mă? Ce? Ce am fost comunistă și ce? Ia uite-mă la el. Ia uite-te la ei și eu ce treabă am cu comunismul? Auzi, tu să tragi din gură. Ca tu studiai conceput era tot comunism? Păi? Nu, nenică, eu plec la poliție să predau bani. Stai mă așa, și ce le spui? Ce le spui? Ce le spun, mă? Adevărul le spun. Aia le spun. Că mă filmam cu cățelul Pedro al nostru prin parc. Și a găsit o pungă de bani și cu salam. Uite așa. Geta! Hai, mamă! Nu mai gata. Am plecat din Geta! Pace. Geta! Geta! 50.000 Geto! Doamne Dumnezeule, așa o să zicem de acum încolo. Geta 50! Lasă că de acum încolo nu mai pup tu plimbare cu cățelul. Ies eu cu asta mică. Auzi, tati? Fii atent, câinii pot fi dresați, tată, pot fi dresați să găsească sume de bani mici sau sume de bani mari? Sau să găsească sume de bani și mici și mari? Mijlocii, tată, mijlocii. Uite, a venit ăsta, măi. Nu se mai poate, vă rog eu, numai puțin. Te rog, vecine, împrumută-ți mie niște bani să-i plătesc pe băieții de la cablu. Că poate vin, nu seara, dar mâine tot vin. Să-mi pun și eu cablu. Ia uzi, bre, ia stai puțin, că uite, începe camera, ascultă, ia tare. Asta e misiunea mea preferată, dă mai tare. Bun găsit, dragi telespectatori. Astăzi, la camera ascunsă, am testat reacția oamenilor în momentul când găsesc o sumă de bani importantă. Menționăm că banii sunt o imitație perfectă. Iată doamna cu câinele. Aceasta găsește punga, doamna merge acasă pe strada Mărunțișului numărul 13, stă 5 ore, vine la poliție și predă banii. Aceasta este câștigătoarea premiului oferit de sponsorul nostru, Salamul de Aur, și se numește Geta Gologan. Câștigat, da! Stați, femeie, să auzim ce ai câștigat! Premiul oferit de sponsorul nostru, Salamul de Aur, este 50 de kilograme de salam de vară. Bravo! Bine, bine, bravo! Auzi, Nea Popică, ziceai ceva de bani? Da, dă și mie, mi-a trebuit prumul pentru cablu. Da? Bre, bani n-am, dar salam toată vara!